Ca în fiecare an, în ajunul sărbătorii botezului Domnului, obștea mănăstirii Vasiova din județul Caraș-Severin și credincioșii din această zonă a Banatului Montan l-au avut în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Mare a Mănăstirii, după care a mers împreună cu soborul slujitor și credincioșii prezenți la izvorul din apropiere, unde a săvârșit sfințirea cea mare a apei. Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să trimită pe preasfântul său Duh și peste noi, ca și noi fiecare să ne sfințim și să avem în noi pe Duhul cel preasfânt și, conlucrând cu el, să ne dobândim fiecare mântuirea. Praznicul acesta al Bobotezei este un praznic care, iată, deschide anul civil prin sfințirea caselor, sfințirea apelor și sfințirea sufletelor noastre. Să ne bucurăm și să ne veselim duhovnicește, să gustăm cu evlavie și credință din apa sfințită în ajunul Bobotezei și la Bobotează, astfel încât să începem cu binecuvântarea lui Dumnezeu acest an civil și să primim fiecare dintre noi har peste har și binecuvântare peste binecuvântare, pentru că toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit este de sus, de la Părintele Luminilor. Mănăstirea Vasiova din județul Caraș-Severin mai este cunoscută și ca Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor. S-a înfiripat, putem spune, o tradiție la Mănăstirea Vasiova, venirea preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în ajun de Bobotează. Din punct de vedere liturgic avem parte de o slujbă, am spune, destul de bogată, iar din punct de vedere duhovnicesc, venirea preasfințitului înseamnă foarte mult atât pentru obștea mănăstirii, cât și pentru credincioșii care vin să fie împreună rugători cu noi. Piatra de temelie a mănăstirii Vasiova a fost sfințită în data de 15 mai 1905. Hramul așezământului monahal este Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul.